Bun găsit, tovare și prieteni! Una din formele de manifestare a fascismului este ura față de cei în vârstă, ura față de bătrâni. Fasciștii totdeauna urăsc și aleg diferite secțiuni ale populației și le urăsc. Negri, evrei, romii, știu, handicapații, bătrânii, iată și bătrânii sunt și ei ținte ale urii. Și nu pot să nu remarc, asta vedem în jurul nostru foarte des în ultima vreme. Tot mai mulți comentatori pe Facebook, susținători ai bandei fasciste USR PNL Plus, merg până acolo încât susțin că bătrânilor ar trebui să li se ia dreptul la vot. Stați puțin și priviți și ascultați aceste cuvinte. Bătrânilor să li se ia dreptul la vot. Tovarăși și prieteni, orice om normal când aude aceste cuvinte simte că ia foc. Cum adică să iei bătrânilor dreptul la vot? Dumneata, trăiești în secolul 21 sau trăiești în secolul 18 când votau numai o minoritate infimă din oameni? La secolul XVIII vrei tu să întorci lumea? Prieten, până una alta, în România există votul universal. Prin lupta maselor s-a obținut votul universal după primul război mondial pentru bărbați și pe urmă când au venit comuniștii și pentru femei. De asemenea, există și dreptul de a fi ales universal. Dreptul de a fi ales universal. Deci poate fi ales și cine este bătrân și cine este tânăr, și cine este bărbat și cine este femeie, și cine este alb și cine este negru, și cine este creștin și cine este musulman. Eu n-am nimic cu Iohannis pentru că este neamț. Nu. Nu pentru că este el neamț. Nu pentru că este el neamț. Nu pentru că este el neamț. Îl atac și îl condamn, ci pentru că este agentul imperialismului german. Pentru că el fie a susținut o libertate neîngrădită a corporațiilor imperialiste și a taxat drept naționalistă orice măsură legitimă de apărare a intereselor statului român și ale poporului român, de fiecare dată când Dragnea și Dăncilă, măcar de formă, încercau să apere interesele României în fața corporațiilor, spunea naționalism, naționalism. Prieten, ca să-l parafrezez și eu pe Nicolae Ceaușescu, dacă ăsta este naționalism, atunci foarte bine sunt naționalist. În sensul ăsta. Iohannis, deci, ori a recurs la asemenea acuzații josnice de naționalism, atunci când este vorba de interesele sfinte ale țării, nu arunci cu vorbe, ori, cum să zic eu, a tăcut tot timpul, a tăcut constant. El care este totuși șeful statului și are mai multă putere în stat decât Dăncilă, că Iohannis în stat are mai multă putere decât avea Dăncilă și Dragnea, totuși el a tăcut atunci când se rădeau pădurile în folosul unor mari capitaliști austrieci. Deci el și capitalul german sunt așa, sunt mână în mână, deci n-ai cum să-l separi pe Iohannis de capitalismul german, când el și capitalismul german sunt unul și același lucru. Unde au fost reacțiile lui Iohannis atunci când capitalul austriac rădea pădurile României? Unde au fost reacțiile lui Iohannis? Nicăieri. Plus că atunci când a fost vorba să se facă un proiect de lege care să interzică tăierile modeste, așa foarte modeste, se vorba numai de tăieri ilegale, a întors proiectul, a trimis proiectul înapoi în Parlament. Deci a dovedit clar că nu este de acord cu oprirea tăierilor. Ce mai vreți? Da. Și acum au venit acești oameni să spună că să atât de mult, atât de fanatici, atât de orbi în fanatismul lor pro-Iohannis, încât susțin că să li se ia bătrânilor dreptul de vot. Tovarăși și prieteni, bătrânii au același drept la a vota, la a alege, ca și tinerii. Bătrânii au același drept la a fi ales, ca și tinerii.
Eu, în calitate comunist, am în minte exemplele lui Stalin, ale lui Mao Zedong, ale lui Kim Il-sung, ale lui Nicolae Ceaușescu, care au dovedit că și la bătrânețe pot conduce cu competență țările lor. La congresul al 19 al Partidului Bolșevic al Uniunii Comunist Bolșevic al Uniunii Sovietice în 1952, Stalin avea 74 de ani. Și cu toate astea nu s-a gândit nimeni să ia lui Stalin dreptul de vot sau măcar să-l destituie. De ce? Pentru că Stalin, deși era bătrân, era de fapt tânăr. La 74 de ani, el era mai tânăr în fapt, în spirit, decât foarte mulți dintre tovarășii lui mai tineri. Era cu siguranță mai tânăr decât Hrușciov. Hrușciov era mai tânăr ca Stalin, dar era mult mai temător, mult mai puțin dispus să lupte, să se avânte în lupta cu capitalul decât Stalin. Alt exemplu, Mao Tse-Tung a murit la 83 de ani. Când a murit la 83 de ani, avea 83 de ani, era conducătorul Partidului Comunist Chinez. Nimeni nu s-a gândit să ia dreptul de vot sau măcar să-l destituie. Kim Il-sung, la moartea sa, avea 82 de ani. Conducea Partidul Muncii din Corea, gloriosul Partid al Muncii din Corea, la 82 de ani. Nimeni nu s-a gândit să ia dreptul de vot sau măcar să-l destituie. Nicolae Ceaușescu, la Congresul al 14-lea al PCR din noiembrie 1989, avea 71 de ani împliniți. Toți au votat în unanimitate realegerea lui. Nimeni nu s-a gândit să ia dreptul de vot sau măcar să-l destituie. O lună după aceea a fost executat mișelește de către aș minți dacă aș spune că numai Iliescu și ai lui. În realitate, Iliescu și al lui au fost niște executanți. Înlăturarea tovarășului Nicolae Ceaușescu și execuția lui într-un mod atât de barbar s-au decis la Malta, între Bush și Gorbaciov. Deci, dacă asta n-a fost lucrătura americană, atunci nu mai știu ce este. Bineînțeles că a fost lucrătura americană. Vreau să atrag atenția că există și bătrânii răi. Nu toți bătrânii. Nu vreau să spun acum că bătrânii sunt buni, că bătrânii trebuie să aibă un ascendent asupra tinerilor. Uitați-vă la Coposu. Coposu câți ani avea când s-a întors în țară? 99, era trecut de 70 de ani, avea vreo 73 și a murit în 95, la vreo 79 de ani. E bine, Coposu a fost exemplu de un bătrân foarte rapace, care era animat de o sete cumplită de răzbunare împotriva oamenilor simpli, care dăduseră jos pe boierii lui de la putere, pe chiaburii lui și pe boierii lui și vrea să aducă înapoi pe boierii, pe chiaburi, pe moșieri. Afirmația vin moșierii n-a fost o vorbă goală, iată că au venit. Și au luat înapoi foarte multe lucruri, foarte multe terenuri. Au evacuat oameni. Au acaparat clădiri de patrimoniu în care funcționau muzee, în care funcționau spitale, școli, grădinițe. Numeroase școli au fost desființate din cauza că s-au întors foștii proprietari. Păduri s-au retrocedat foarte multe păduri. Iar proprietarii acelor păduri, de bună voie, împreună cu de bună voie, își taie copacii din acele păduri, de bună voie cu tăietorii ilegali, în comun, în bună înțelegere, în bun acord cu tăietorii ilegali. De ce? Pentru că nu rentează pentru ei. Pentru că așa cum a arătat Marx în volumul al doilea al Capitalului, silvicultura nu este rentabilă pentru capitalist și este mult mai ușor să taie pădurea decât să o gestioneze ca pe o întreprindere așa. Dar bineînțeles că nu taie ei, îi trimit la înaintare pe niște oameni așa care nu dau de bănuit și taie ei pădurea și din ce taie acei oameni, primește și proprietarul o parte. O parte însemnată. Lucrurile astea nu se spun, dar ele sunt existente. Și dacă s-ar face o investigație, dacă domnul Iohannis ar binevoi să facă o investigație, s-ar afla toată țara aceste lucruri. Da, deci eu îl consider pe Iohannis mai vinovat decât Dăncilă și decât Dragnea pentru tot ce s-a întâmplat în ultimii 5 ani cu tăierile astea ilegale. Pentru că șeful statului este președintele. Șeful statului nu este primul ministru. Nu primul ministru este șeful statului. Nu primul ministru are în subordine serviciile secrete. Nu primul ministru are în subordine DNA-ul și Consiliul Suprem al Magistraturii și
Consiliul Suprem de Apărare al Țării, CSAT și mai știu eu ce. Nu, președintele are în subordine aceste instituții. Acum, vrând nevrând, trebuie să ne orientăm spre bătrâni, fiindcă bătrânii sunt o categorie socială în continuă creștere. În România, bătrânii pensionari deja sunt între 5 și 6 milioane de oameni. Ei vor ajunge net majoritari în deceniile următoare. Și atunci să vedem cine le va plăti lor pensiile, pentru că vor rămâne din ce în ce mai puțini salariați care să susțină bugetele de pensii, independent dacă vin sau nu imigranți. Chiar dacă vin imigranți, vor veni foarte puțini, majoritatea nu vor vrea să rămână în România și inevitabil va fi foarte greu să mai susții bugetele de pensii. Nu, soluția aducerii de imigranți este o falsă soluție. Fiindcă acei oameni nu vor sta aici, nu ai nicio posibilitate legală de a-i obliga să stea aici. Eu aș merge pe o altă soluție, fără să mă opun imigrației. Atenție, nu mă opun imigrației. Sunt 100% alături de acei imigranți care vin în România și vor să rămână în România. Dar vreau să vedeți toți realitatea. Acei oameni sunt foarte puțini cei care vor vrea să rămână aici. Majoritatea vor vrea să ducă tot în Occident. Soluția adevărată o văd eu. Să se renunțe la mofturile astea cu vai, slujba bine plătită, vai, jobul. Nu se mai zice slujbă, se zice job. Da? Snobii așa zic, job. Vai, cariera mea. Și se ajunge la situația urâtă și proastă și extrem de tragică, ca din ce în ce mai multe femei să devină mame după 40 de ani. Este o monstruozitate acest lucru, să ajungi mamă după 40 de ani. După părerea mea, este un lucru rău. Este un lucru rău și, după părerea mea, bun, cariera și are rostul ei, dar n-ai voie să. Și aici intervin bătrânii. Bătrânii pot să preia foarte mult această sarcină de a crește copiii. Domnule, dacă femeia, mama, are o carieră, are un serviciu și vrea să se dedice serviciului, foarte bine, să-și dea copiii la bunici, dacă nu-i place la grădiniță. Nu este o soluție să spun, a, nu pot, n-am timp să mă ocup de copii. N-am timp să mă ocup de copii. După părerea mea, copiii sunt cel mai frumos dar pe care ți-l poate da natura. Natura a creat pe om, evoluția a creat pe om ca să aibă copii, nu ca să fugă de copii. Da, dacă s-ar înțelege lucrurile astea. Dacă s-ar înțelege, dacă am avea și noi tineri mai deștepți. Dar vedeți, dumneavoastră, tinerii la noi în țară sunt extrem, extrem de proști. Noi avem cel mai prost, cel mai bătut în cap, cel mai tâmpit tineret din Europa. Cei mai tâmpiți tineri din Europa sunt în România. Și să ajungi să te răzvrătești împotriva ceea ce constituie viitorul copiii și a ceea ce constituie cei care au clătit o țară, ți-au dat ție viață și te-au făcut om bătrânii, să te ajungi să te răzvrătești împotriva copiilor, să ajungi să te răzvrătești împotriva bătrânilor în numele libertății, în numele libertinajului, în numele simulacrului de libertate, este foarte grav. N-avem voie să ne răzvrătim împotriva copiilor, n-avem voie să ne răzvrătim împotriva bătrânilor. Nu dorim să dăm bătrânilor privilegii. Nu dorim să dăm bătrânilor din start să instaurăm o gerontocrație în România. Nu vrem acest lucru. Recunoaștem că există bătrâni buni, majoritatea bătrânilor sunt buni, așa cum majoritatea proletarilor sunt buni, dar nu considerăm că bătrânii trebuie să aibă privilegii, dar nici să fie desconsiderați, nici să fie bătuți, nici să fie umiliți, nici să li se ia dreptul de vot. Am avut cazuri de bătrâni bătuți. Protestatarii rezist, fasciștii de la rezist au bătut bătrâni în plină stradă în ultimii 2-3 ani. Aceste lucruri se știu, dar nu se mediatizează, nu se vorbește, pentru că ei, protestatarii rezist, drogații de la rezist, fasciștii de la rezist, sunt stăpânii străzii și nimeni nu are curaj să se ia de ei.
Dorim, deci, ca bătrânii să aibă locul lor bine precizat, nimeni să nu-i dea la o parte, nimeni să nu îi propulseze din start, așa, să le dea privilegii, dar nici să îi dea cineva la o parte. Nu dorim sub nicio formă discriminarea bătrânilor. Discriminarea bătrânilor este un lucru foarte rău, foarte urât. Bătrânii trebuie să se bucure de toate drepturile democratice, dreptul de a alege, dreptul de a fi ales. Și respectul față de ei trebuie să fie bine înrădăcinat în rândul populației, pentru că ei au clădit această țară. Tot ceea ce vedem noi în jurul nostru a fost clădit de bătrâni. Blocurile astea, din care văd că nimeni nu vrea să se mute, niciunul dintre ei care critică comunismul nu se mută din apartament să stea într-un bordei. Toate acestea au fost făcute de mâinile bătrânilor și trebuie să-i respectăm foarte mult. Vă mulțumesc pentru atenție, sper că m-am făcut cât de cât înțeles, sper să ne revedem cât mai curând.